Grabnic, da grabnic, zice Domnul, dregeți-vă altarele în cort, șamanagadios tabrighedo vertias, și aduceți jertfă dimineața, la mea și seara, zice Domnul. Ricnomanadios samanagobe de vertias, că da, Eminagadios tibriged este pregătit o furtună mare, care managadios tibriged va prăzda întreaga lume, zice Domnul, și păstă casa pe care nu va fi pusă protecția cerului, o va dărâma, zice Domnul. Ricnadios tamanagobia, și nu va putea sta nimeni în picioare împotriva furtunii, care s-a pregătit cu ușurile închise, managadios tibriged fără știința omului. Pricna Dios Tamanagobia, pentru că da, sunt vremurile din urmă și nu înțeleg oamenii. Rigado Veltia Tamanagobia și vorbesc într-o parte și vorbesc în alta. Și parcă n-aș vorbi ca Nadios Tebrighedo Veltia, omul pornit spre aduna, spre a face. Menagadios Tebrighedo Veltia și vremea devenirea mea este aproape, zice Domnul. Foarte aproape, managadios, tabrighe de ovelto, șamanagat. Menia di feldia, voi face o cercetare înainte de a veni furtuna, zice Domnul. Și voi intra în fiecare casă și voi cerceta prin solii mei dacă da altarele există. Voi pune un steag de biruință, zice Domnul, în fiecare cor. Și când furtuna va începe, ca și Menagadius Tabriget, ca nașterea Menagadius Tabriget durerii femeii, se brut navaldios dintr-o dată, steagul pus de cer Menagadius Tabriget va fi un semn peste care furtuna nu va intra, zice Domnul. Va rămâne pacea, liniștea și dragostea mea de Dumnezeu, Managadius Tabriget. Da? În vreme ca cei ce n-au altare, Eminagadius Tibighet vor fugi în stânga și în dreapta și vor încerca să-și facă Managadius Tibighet steagul asemănătoare, să le pune și să le așeze, dar furtuna Eminagadius Tibighet va trece peste corp și va dărâma totul. Irina Managadius Tabrighet Oveltia, de aceea astăzi vorbesc din înălțime pentru voi, caria di veltias, ecnomen adios te brighe, dregeți altarele, brigadia stamanagobia di veltias, și nu luați ca un lucru de apucat, managadios te brighe, cuvintele coborâte de sus, ricomen adios stamanagadios te brighe, căci omul, managadios te brighe, doveltias, fără mine, Eminagadius Tibighet n-are nicio protecție împotriva acestui val, zice Domnul. Și Eminagadius Tabrui de Veltias, de aceea vorbesc în seara aceasta, pentru că am milă și dragoste pentru voi și corturile voastre. Eminagadius Tabrighet de Veltias, vreau să vă protejez, zice Domnul, și Duhul meu, Tabrighet de Veltias, să aibă întâietate în capele voastre. Ericomen șamanagadios de brighet, dacă veți asculta, veți fi ferit, zice Domnul. Și protecția mea va rămâne în corturile voastre, zice Domnul. Amin.